Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat astăzi la întâlnirea premierului Marcel Ciolacu cu reprezentanții cultelor religioase din țara noastră. Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria din capitală și a fost organizat prin implicarea Secretariatului de Stat pentru Culte. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat astăzi la Palatul Victoria cu reprezentanții cultelor religioase din România. Agenda întâlnirii a fost centrată pe continuarea dialogului și cooperării dintre stat și culte, în beneficiul credincioșilor și al societății românești. Premierul României a subliniat rolul esențial pe care comunitățile religioase îl au în modelarea vieții sociale, culturale, educaționale, dar mai ales spirituale a românilor. De asemenea, prim-ministrul Marcel Ciolacu a evidențiat potențialul de implicare a cultelor în asistența socială și medicală, exprimând disponibilitatea guvernului de a sprijini inițiative în această direcție prin Secretariatul de Stat pentru Culte. Și pentru viitor, vă spun sincer că îmi doresc ca împreună să identificăm soluții pentru a valorifica potențialul pe care cultele religioase îl au din acest punct de vedere. Dețineți capacități absolut necesare. În primul rând, o raportare morală, responsabilă, la actul profund uman de întrajutorare a aproapelor. Apoi, un personal dedicat, care are acces nu doar în mediul instituțional, dar mai ales la domiciliul beneficiarilor. Fie că vorbim de bătrâni, copii, mame vulnerabile, victime ale traficului de persoane, ori persoane dependente de droguri. Sper ca împreună să construim nu doar cămine, ci mai ales să ajutăm aceste categorii de persoane vulnerabile prin programe și activități cu caracter social și medical, realizate de unitățile de cult la nivel local. Despre implicarea cultelor în asistența socială, dar mai ales despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în asistarea persoanelor aflate în nevoi, a vorbit președintele Senatului României, Nicolae Ciucă. Din cifre știu că sunt aproximativ 800 de astfel de așezăminte de care reprezentanții cultelor, preponderent Biserica Ortodoxă Română, se ocupă de astfel de așezăminte și acolo activitățile se desfășoară într-un mod cât se poate de empatic și cât se poate de profesionist, pentru că slujirea oamenilor se face nu doar conform procedurilor, ci se face cu sufletul, se face cu vocație și cu credință că atunci când facem bine, facem pentru oameni, facem pentru slujirea lui Dumnezeu. În continuare au luat cuvântul conducătorii și reprezentanții cultelor religioase din România. În cadrul intervenției pe care a avut-o, prefericitul părinte patriarh Daniel a subliniat dezvoltarea cooperării dintre stat și culte din ultimele 3 decenii. Constituirea Comisiei de Dialog dintre stat și culte reprezintă un moment important în cooperarea actuală dintre stat și culte, un semn al dorinței Guvernului României de a găsi prin dialog soluții pentru firească exercitarea libertății de religie de către cetățeni, dar și pentru unele proiecte comune în spirit de respect reciproc. Ultimele 3 decenii au cunoscut o dezvoltare fără precedent în istoria României a cooperării dintre stat și culte, având ca fundament principiile democratice ale libertății de conștiință ale libertății credințelor religioase, precum și prevederile articolului 29, alineatul 5, din Constituția României, potrivit cărora, cităm, cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia. Biserica Ortodoxă Română are convingerea că în cooperare cu instituțiile statului este chemată să aducă alături de celelalte culte religioase o contribuție permanentă și multiplă la viața societății românești, mai ales pe plan spiritual, cultural, educațional și social-filantropic. Această misiune derivă nu numai din nevoile contextului social de astăzi, ci în primul rând din mesajul Evangheliei lui Hristos, care nu desparte iubirea față de Dumnezeu de iubirea față de oameni. Tocmai pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și dorește mântuirea tuturor. Evenimentul a fost moderat de secretarul de stat pentru culte, Ciprian Olinici.
Această întâlnire se înscrie în firescul dialogului stabil deja dintre stat și culte în țara noastră. Au fost abordate mai multe teme care privesc această relație. În primul rând, majoritatea reprezentanților al cultelor au vorbit despre necesitatea dialogului, despre dimensiunea socială pe care cultele și-au asumat-o și o aduc în societatea românească și despre sprijinul statului pe care, cu generozitate, sperăm că în viitorul apropiat să-l ofere în această operă socială atât de necesară României, dar atât de responsabil asumată de cultele religioase din România. Pe de altă parte, s-a vorbit despre necesitatea protejării patrimoniului național, reprezentat de asemenea de multe clădiri aparținând cultelor din România, iar pe de altă parte s-a vorbit și despre necesitatea protejării mediului înconjurător. Potrivit legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, în țara noastră sunt recunoscute 18 culte.